Prima ediție a Festivalului de Film Românesc se desfășoară la Centrul Cultural din Belgrad și durează până pe 8 iunie. Primul acest gen de festival, ținut în capitala Serbia, a fost inaugurat de excelența sa Silvia Davidoiu, ambasador al României la Belgrad. Chiar trebuia să facem o prezentare a filmului românesc. Eram dator cu așa ceva, mai ales că acest festival de film s-a plimbat prin foarte multe capitale europene și ar fi fost păcat să n-ajungă și la Belgrad. În cadrul festivalului, publicul poate vedea unele dintre cele mai mari realizări cinematografice din România, care au fost premiate la faimoasele festivaluri, precum cele de la Cannes și Berlin. Festivalul a fost deschis cu pelicula RMN, regizorul fiind Cristian Mungiu. Mă trage în el și descoper de fiecare dată lucruri la care nu am gândit când l-am văzut ultima dată. Nu m-am gândit că poate fi așa sau că poate însemna ceva ce văd acum, ce observ acum, poate pur și simplu mă uit în altă parte pe ecran și văd altceva sau văd un om din planul 2 sau 3 că face niște lucruri pe care eu nu le-am luat în seamă. N-am fost atent la aia, am fost atent la ce se întâmplă în primul plan. Urmează filmele Oameni de treabă, diseară, Pentru mine tu ești Ceaușescu și Touch Me Not, miercuri seara, iar joi seara este programată pentru filmele Potemkiniștii și Tipograf majuscul.